Domnul Avram Gal, ce implicare a avut domnul Avram Gal în semnarea acestui contract? Domnul Avram Gal nu a avut niciun fel de implicare în primăria Câmpia Turzii sau în relațiile cu autoritățile guvernamentale sau europene în niciun proiect din 2016, de când conduc această primărie. Niciun fel de implicare, nici măcar o discuție. Nu înțeleg de unde devine întrebarea, dar, repet... Întrebarea mea vine după... datorită, sau a fost generată de faptul că ieri PSD Câmpia Turzii a publicat un videoclip în care domnul Avram Gal apărea în fața Ministerului Dezvoltării, al lucrărilor publice și administrației și spunea că el a venit la minister pentru a susține alocarea de fonduri suplimentare pentru municipiul Câmpia Turzii. Ne-a rămas puțin contrariați, având în vedere că ei sunt în opoziție, voi la putere și nu știam care e situația. Să fim serioși, ministrul dezvoltării, domnul Adrian Veștea, este ministrul liberal. Da? Ok. N-are nici o șansă să intre Avram Gal la acest ministru, dar și dacă ar avea ipotetic o astfel de șansă, nu are nicio legătură cu acest proiect. Așa cum am spus în începutul declarației mele, noi am depus cea de finanțare în începutul, în primăvara anului 2022. Da. Da? Este depus de această administrație și toată munca pentru obținerea finanțării o au colegii de la investiții, care au muncit, vă spun, am spus-o și mai devreme, enorm pentru acest proiect, pentru că este un proiect cu o sumă care nici nu visam în urmă cu câțiva ani să aducem atâția bani la Câmpia Turzii. Deci, repet, nicio șansă. Probabil, aș zice eu, între doi burgeri cu foiță de aur, domnul Avram Gal a fugit repede până în fața Ministerului Dezvoltării și și-a făcut acel video pe care l-am văzut și eu. Nu știu că și PSD-ul a preluat-o, dar nu mă miră acest lucru. Deci între doi bulgări de aur de 6.000 de euro a fugit și repede și a făcut acel video în care zice că a susținut. Eu vă spun că n-a intrat în Ministerul Dezvoltării și asta poate fi extrem de ușor de verificat la poarta Ministerului, unde te legitimezi când intri. Probabil văzând acea postare a mea că mă aflu la Ministerul Dezvoltării, a înțeles să facă și el un pic de capital politic pentru a, știind postura de dumnealui de veșnic candidat la primăria municipiului Câmpia Turzii, cred că a 6-a oară, dacă nu mă înșel, probabil în această postură a venit repede să câștige un pic de capital politic, spunând că a intervenit, sper că n-a intervenit, pentru că nu, bănuiesc să nu face trafic de influență. Traficul de influență se întâmplă doar când primești ceva înapoi. Tu sau altul. Tu sau altul, bineînțeles. În cazul ăsta, primăria municipiului Câmpia Turzii. A zis că ministrul este de la PNL și Avram Gal, fiind de la PSD, nici n-are ce căuta acolo, așa se procedează. Nu asta am zis. Am zis că mă îndoiesc că am intrat la ministru, pentru că putem să verificăm și mă îndoiesc, nu că n-are ce căuta. Până la urmă, oricine poate să meargă la orice fel de minister și eu mă duc la ministere care sunt conduse de PSD. Păi tocmai pentru că sunt localități unde chiar primarul e de la altă formațiune politică. Dar vorbim de persoane care reprezintă o instituție, respectiv o primărie. Avram Gal nu reprezintă nimic în Câmpia Turzii. Asta am înțeles. Dar din exprimare reieșea acel, între ghilimele, conflict politic, pentru că ca și cum dacă ești de la alt partid, nu poți merge dacă ministrul e de la partidul X. Nu. Indiferent care ar fi acel partid. Și eu am fost la ministere, conduse de de către miniștrii de la alte formații politice, nu neapărat de la PSD în acest moment, pentru că eu am fost și pe vremea când conducea guvernul Viorica Dăncilă, da? Am înțeles. Bine, că n-am rezolvat nimic, este o altă discuție, dar am fost. Avram Gal nu reprezintă Câmpia Turzii. Nu reprezintă primăria Câmpia Turzii, din 2016 până astăzi, 2023, nu a venit cu vreo, așa cum, nu știu dacă vă aduceți aminte, așa ca o paranteză, inaugurarea Consiliului Local și din 2016 și din 2020. De fiecare dată am spus, trecem peste partea politică a lucrurilor, pentru că acum lucrurile s-au așezat prin vot și facem administrație. Și sunt deschis și pentru cei din opoziție să vină cu proiecte. Orice de la PSD n-au venit cu un proiect nici în 2016, nici în 2020, cu niciun proiect să vină. Așa că nu poți să vii tu să zici că ai purtat discuții pentru susținerea primăriei municipiului Câmpia Turzii.